Banca Națională a României atrage atenția asupra riscului ridicat de pierderea sumelor investite în monedele virtuale. BNR semnalează o creștere a interesului populației față de monedele virtuale, în special Bitcoin, atât din perspectiva deținerii și tranzacționării acestora, cât și ca afacere. Pe fondul lipsei reglementărilor și a lipsei supravegherii schemelor de monede virtuale la nivel global, dar și a diversificării acestora, s-au amplificat riscurile financiare și reputaționale la nivelul deținătorilor. De asemenea, având în vedere creșterea exponențială din ultima perioada prețului majorării monedelor virtuale și a fluctuațiilor foarte mari înregistrate de acestea pe perioade foarte scurte, Banca Națională a României clasifică monedele virtuale, cum ar fi Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile și riscante. Pentru evitarea riscului, BNR descurajează orice fel de implicare în legătură cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizării de servicii pentru entitățile care oferă servicii de investiții sau de tranzacționare a acestor monede. În prezent, datorită volumelor foarte mici, aceste scheme nu reprezintă o amenințare la adresa stabilității financiare din România.